Andrei, vreau să vorbim un pic de meci, de meciul cu Steaua, pentru că în ultima vreme au fost destul de multe activități create hai să spunem, momente pentru suporte, dedicate suporterilor. Au fost fanzone-urile, au fost food trucks. Ce se mai pregătește sau la ce se aștepte? Ce să spune puțin despre aceste acțiuni, care a avut și tu un merit și, de fapt, hai să spunem, input. Da, în primul rând aș vrea să spun că apreciez foarte mult echipa care s-a format. Au venit alături de noi destul de mulți oameni în cadrul departamentelor de marketing și de social media. Bubuie grupurile noastre de WhatsApp, meeting-urile pe Zoom. Din păcate, eu n-am putut să dedic atât de mult timp în ultima perioadă pentru că m-am angajat recent altundeva. Da, aceste acțiuni au fost concepute, să spun așa, în grup, pentru că în momentul în care cineva vine cu o idee, fiind o echipă atât de strânsă, noi ne ascultăm inputul unul celuilalt și încercăm să găsim forma perfectă sau cât mai aproape de perfectă pentru organizarea acelui eveniment, să spun așa. Da, fanzone este ceva nou la care toți am avut un cuvânt de spus, să spun așa, în organizarea acestui eveniment de stadion. Presupune două etape, să spun așa. În principal, este o zonă în care poți face poze cu preferații tăi. De la meci la meci se schimbă. L-am avut și pe Dani Iglesias atunci când a fost Mai bine accidentat, nu-l aveți. din păcate. Mai bine Da, nu-l aveți, așa afla lumea. Așa afla lumea, din păcate, că Dani nu va juca în acel Vezi, meci ce șoc cu suporterile când am văzut pe Dani la fanzone. Tu ce cauți, bă, băiatul Dani, după tu aici? ce Tu n-ai cauți treabă, aici? adică. N-ai Vezi că servici. terenul e în partea cealaltă. Exact. Întoarce-te. Da. Și cea de-a doua parte, care constă, până acum a constat predominant în quizuri de trivia pentru fanii dinamoviști, însă, începând cu meciul cu CSEA, vor fi minim 3-4 activități în plus față de asta și am să o las aici pentru că factorul surprizei e foarte, foarte Dacă important. spune-mi atâta, se va da și la poartă, da sau nu? Se va da și la poartă. A, Figurativ sau? Aoleu, da, asta am vrut să întreb și eu, la figura, la Păi propriu. nu, 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 dar Depinde ce vrea fiecare. mă gândeam că poate se fac și că am mai văzut acțiuni în care sunt diverse echipe și privesc mingi pe voleu și șutează la poartă, foarte interesant. Și Îți acolo dai seama, se vede tehnica suporterului de îți dai canapea. seama, dacă apare un suporter de canapea care vorba aia a mâncat o șaormă, a băut o bere ca om înainte să vină la meci, a mâncat un burger, dar nu de la de 50 de lei, poate găsește unul mai ieftin. Da, și trebuie să dea un șut din volei, că îi zboară cu tot, îi zboară picior. Da, Dar legat unde va de fi la arena amplasat? la meciul cu CSEA va fi amplasat afară, în afara arenei, după ce ai trecut de acele porți, adică în parcul din Că jur. practic te poți deplasa dintr-o parte, Da, da, bine, da. mai puțin pe Peluza Sud, Da, evident. mai nu va fi spre Peluza Sud, bineînțeles, spre Peluza Sud Steaua. Dar vă așteptăm la food truck și vă așteptăm și la fan zone începând cu ora 18:30.